Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de-a 87-a ediție analizelor economice, un proiect comun IDIS Viitorul și Previesc EU, proiect pe care îl puteți urmări pe pagina oficială a acestor două instituții, sub pagina mea unis.md. Astăzi revenim la o discuție de la care cred că o să mai discutăm într-un viitor apropiat, chiar dacă recent am vorbit despre comerț extern al Republicii Moldova, am revenit deoarece avem în sfârșit datele finale, preliminare la tot ce a fost în comerț extern în anul 2022, iar focusarea noastră pe acest subiect ține de faptul că în 2022 am fost într-o plină criză, avem războiul din Ucraina, cu toate acestea avem o creștere, să zicem așa, nu fără precedent, că am avut încă o creștere spectaculoasă cu comerțul extern, procentual vorbind, în volum, prima dată avem o creștere atât de mare, dar procentual a mai fost în 2011, dar cu excepția lui 2011, 2022 a fost un an care am înregistrat o creștere mai rară întâlnită în Republica Moldova, în condiția în care am fost totuși în criză, vorbim de exporturi acum. La importuri situația este clar din ce cauză am avut o creștere masivă legată de prețurile mari. De aceea am dorit astăzi să discutăm inclusiv mai multe aspecte. Foarte multă lume întreabă atunci când vorbim despre comerțul extern, foarte mult în lume întreabă, bun, dar avem foarte multe reexporturi, ce stăm cu reexporturi, de aceea astăzi vom mai analiza încă un subiect, exporturile noastre, excluzând reexporturile, inclusiv cele care au fost generate de către războiul din Ucraina. Scurt pe doi, vrem să vedem la ce situație suntem, cum a fost anul 2022 și dacă în anul 2023 lucrurile sunt bunătățite sau nu. Haideți să începem mai întâi cu niște constatări. Noi am anticipat și undeva în felul acesta s-a primit. Exporturile Republicii Moldova în anul 2022 au înregistrat 4,3 miliarde dolari în creștere cu 1,2 miliarde de dolari comparativ cu anul precedent. Dacă vă uitați atent, noi am avut o creștere puternică în 2021, dar în 2021 voi folosi totuși noțiunea nu atât creștere cât recuperare. A fost anul 2020, un an de criză când exportul nostru a scăzut, iar 2021 recuperare, 2022 într-adevăr avem o creștere puternică, dar vom vedea mai departe că este puternic, dar nu chiar atât de puternică. Totuși trebuie să recunoaștem că în 2 ani de zile nominal exportul nostru a crescut cu 2 miliarde dolari sau aproape s-au dublat comparativ cu ceea ce am avut 2 ani în urmă. De ce s-a întâmplat acest lucru? Deja presupun că într-o careva măsură intuim. Al doilea, dacă ne uităm la importuri, iarăși avem o creștere ca volum fără precedent. În anul 2022, importurile noastre au costat 9,2 miliarde de dolari, o cifră nici pe aproape n-am avut-o cândva, fiind precedată de anul 2021, când am înregistrat un import de 7,2 miliarde dolari, iar în 2 ani de zile importurile noastre iarăși aproape s-au dublat comparativ cu perioada precedentă. Observați atent atât la capitolul importuri, cât și la capitolul exporturi. Noi suntem net mai sus acum decât tot ce a fost în anii precedenți. Dar și la importuri, îmi presupun că bănuiți, ceea ce a jucat a fost, pe de-o parte, criza energetică și prețurile mari resursele energetice, iar doi, efectul războiului din Ucraina. De atât așa am dat și importuri, deoarece avem efectul războiului din Ucraina. Ca volum a comerțului extern, noi am ajuns, adică volumul total de importuri și exporturi, a ajuns la 13,6 miliarde de dolari, în creștere iarăși cu peste 3 miliarde de dolari față de anul 2010 și dacă ne uităm comparativ cu anul 2020, iarăși avem o creștere semnificativă. 2 ani de zile când la noi a fost o creștere enormă atât a importurilor cât și a exporturilor. Luând pe luni, deja ne apropiem de tema noastră, cert este un lucru. S-a întâmplat un fenomen. Însă când ai perspectiva anuală, poți să nu observi ce se întâmplă în detalii și poate să-ți treacă cumva cu vederea anumite elemente care trebuie să trezească îngrijorare. Că până ce vom trece la detalii, în ce anume a constatat importul, exporturile în primul rând, și cât de bine este, și dacă este într-adevăr așa de bine față de cifrele care le avem, avem nevoie de acest lucru pentru a înțelege de fapt ce se întâmplă în economia noastră,
primul clopoțel care îl avem este, de fapt, dinamica lunară a exporturilor. Dacă ne uităm atent, exporturile noastre au crescut destul de puternic până în luna 7. După aceasta, noi avem 5 luni de zile de când exporturile noastre stagnează. Chiar și cu efectul războiului din Ucraina, care a determinat volume mari de importuri și exporturi din și înspre Ucraina, noi deja de 5 luni de zile exporturile noastre nu cresc absolut deloc. Lucru care, de fapt, trebuie să trezească îngrijorarea. Noi ne-am plafonat și prima concluzie și primul semnal pe care îl avem, ceva se întâmplă în economia noastră, că așa vom vedea că lucrurile, de fapt, sunt destul de mai grave decât primul semnal, dar primul ce avem, necătând la toți factorii, exporturile nu înregistrează creștere. Mai mult ca atât, încerc să presupun că în următoarele luni chiar vom avea o ușoară descreștere a exporturilor, dacă să nu vorbim ceva mai important. De ce s-a întâmplat acest lucru și cine așteaptă în anul viitor? Din ce cauze exporturile noastre au crescut? Ele au crescut, acum voi repeta anumite lucruri, dar totuși trebuie să le repetăm pentru ca să înțelegem care este starea lucrurilor de fapt. În primul rând, atât la exporturi cât și la importuri, dar să luăm de-ntâi cu exporturile, prima ce s-a întâmplat, au crescut prețurile. Da, noi la prețurile pe care noi le importăm, prețurile au crescut undeva cu 20% în mediu, la anumite produse prețurile au crescut cu mult mai mult, în special în sectorul energetic, dar în mediu noi în acest an am plătit pentru bunurile importate cu 20% mai mult decât am plătit în anul precedent. Și chiar dacă exporturile noastre au crescut, dar noi observăm, avem efectul din Ucraina, plus avem creșterea prețurilor, importurile reale în Republica Moldova în 2022 au fost mai mici decât în anul 2021. Noi am plătit mai mult, dar în realitate am importat mai puțin, din simplu motiv că prețurile au crescut. Cât privește la exporturi, situația iarăși este destul de complicată, din simplu motiv că 450 de milioane de dolari în creșterea exporturilor este legat de prețurile. Au crescut prețurile și noi n-am exportat mai mult marfă, pur și simplu are loc o devalorizare sau o inflație pe plan mondial și noi am încasat asta cu banii compensat din problemele care le avem noi, prețurile mai bune. Al doilea lucru care a influențat exporturile în prima jumătate an și acum noi de fapt avem un efect pe invers, este roada agricolă foarte bună în anul 2021, care a început să manifeste în exporturile noastre în ultimele luni ale anului 2021 și în prima jumătate al anului 2022. Acum s-a epuizat acest lucru și noi, din contra, înregistrăm o scădere a exporturilor legată de faptul că noi, de fapt, producția agricolă în 2022 a fost una foarte proastă. Pe anumite produse am avut o scădere de 3 ori și, respectiv, următoarele luni, pe fundalul unor exporturi masive care le-am înregistrat anul trecut, acum, din păcate, înregistrăm o cifră cu mult mai proastă. Țineți cont și de faptul că deja prețurile nu mai cresc și atunci ai cumulativ două lucruri. Ceea ce ne-a permis exporturile mari în ultimele luni al 2021 și prima jumătate al 2022, acum ne joacă festa pe invers, noi nu avem nici marfă și nici prețurile deja nu mai sunt atât de favorabile. Al treilea lucru care este ca importanță, de fapt este unul din cei mai importanți, este legat de războiul din Ucraina, despre care acum și-am vom reveni, am mai vorbit despre acest lucru, dar acum avem datele cât mai clare. Deci războiul din Ucraina a generat atât importuri cât și exporturi și dacă curățăm acest lucru, observăm că, de fapt, situația la noi este una destul de dramatică în ultimele luni de zile. Dar vânzările de mărfuri din Ucraina și înspre Ucraina ne-a permis companiilor noastre de transport și voi face o ediție specială, voi face o temă privind serviciul de transport sau exportul de servicii și noi la transport am companiile noastre au câștigat în acest an circa 150 de milioane de dolari transportând mărfuri din și înspre Ucraina. Lucrul acesta a permis ca ramura noastră transporturilor în sfârșit să iasă din criza în care a intrat în 2020, dar aceasta nu are aproape nimic cu mărfurile și producția din Republica Moldova și dacă noi nu separăm efectul războiului din Ucraina asupra comerțului nostru extern, nu înțelegem ce se întâmplă de fapt în economia noastră. Și avem o influență destul de
importantă la ceea ce înseamnă stânga Nistrului. Asta trebuie încă în mod separat să discutăm despre faptul că anumite mărfuri deja sunt exportate din companiile din Republica Moldova și ele, fiind proveniență din stânga Nistrului, fiind exportate din Moldova, de fapt sunt mărfurile aparentă cum? Date ca Republica Moldova, dar ele nu arată starea de lucruri pe malul drept a Nistrului, care ne duce puțin în eroare. La importuri, după cum am spus, prețurile au crescut în mediu cu 20%. Avem 1,5 miliarde am plătit în plus, numai diferența de preț. Pe urmă, avem resurse energetice, care de fapt și este ceea ce ne-a cauzat cel mai mult creșterea de prețuri. Anul acesta avem 2,5 miliarde estimativ, datele încă nu sunt, vor fi mai târziu și când va fi necesar vom da detalii, plus avem mărfurile spre importate pentru a le reexporta în Ucraina și dacă ne uităm atent, atunci real, noi importurile reale în 2022 au fost mai mici decât în 2021, dar în cifre arată situația cu mult mai bună. După cum am spus, am mai prezentat odată acest grafic, acum avem datele aproximativ detaliate pentru luna decembrie, nu există pe țări, din acest motiv am făcut estimări aproximative, cel mai probabil cifrele sunt și mai proaste decât le prezint eu, dar ar fi în felul următor. Din cele 4,3 miliarde de dolari pe care noi le-am exportat în 2021, circa 830 până la 850 de milioane de dolari sunt mărfurile care au fost exportate din Ucraina în alte țări și din alte țări în Ucraina. Altfel spus, exporturile noastre reale au fost de circa 3,5 nominale ale Republicii Moldova au fost 3,5 miliarde de dolari. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă vă uitați atent, în anul 2021 noi am avut 3,1 miliarde exporturile, apoi în valoarea anuală le-au crescut până în trimestrul 2, ajungând la 3,8 miliarde de dolari valoarea anuală și după aceasta suntem în scădere continuă. De fapt, în trimestrul 3 și trimestrul 4, necătând la cifrele frumoase, exportul din Republica Moldova a început să scadă. Deci asta este semnalul îngrijorător. Deci noi, dacă excludem partea cu Ucraina, atunci la noi volumul de exporturi scade. Și nu uitați că vorbim despre exporturile în valoare nominală. Exporturile în Republica Moldova în prezent sunt undeva la nivel de 3,5 miliarde de dolari, ceva mai mult decât a fost în anul trecut, 3,1 miliarde. Dacă ținem cont că prețurile au crescut cu 11% și aici din 3,5 avem vreo 370 de milioane de dolari doar legat de inflație, se primește că exporturile în acest an de fapt sunt aproximativ egale cu anul trecut, dintre care am înregistrat în prima jumătate a anului creștere, iar acum înregistrăm scădere. Ceea ce înseamnă, mesajul principal este că în volum de mărfuri, noi în acest an n-am exportat mai mult decât anul trecut. Chiar dacă după cifre avem o creștere pur și simplu fantastică. Mai mult ca atâta, cel mai probabil în următoarele luni vom continua această tendință descendentă și exporturile noastre, din nefericire, cel puțin pe următoarele 3, dacă nu chiar 6 luni de zile, vor înregistra o scădere constantă. De foarte multe ori sunt întrebat ce se întâmplă cu exporturile noastre dacă excludem reexporturile. Pentru nimeni nu este secret că Republica Moldova are un volum destul de considerabil de reexporturi. Lucrul acesta, în principiu, nu este ceva negativ. Mai mult ca atât, eu îl privesc ca ceva pozitiv. Noi de multe ori ne lăudăm că Republica Moldova trebuie să fie o punte dintre Est și Vest. Noi procurăm medicamente din Vest, le ducem la Est. Noi procurăm bunuri din Est, le ducem la Vest. Nu este o problemă. Dar în analiza situației din interiorul țării, admit că este bine să avem și acest indicator unde să excludem reexporturile. Dacă ne uităm atent, până în anul 2004, Republica Moldova practic nu avea reexporturi. Tot ce exportam noi era mărfuri de produs în interiorul Republicii Moldova. După aceasta, în Republica Moldova au apărut diferite oportunități economice, lucruri care au dus la ceea că Republica Moldova anual reexportă circa 600-700 de milioane de dolari mărfuri, deci noi le-am importat, le-am făcut o anumită prelucrare și le-am reexportat mai departe. Un exemplu este farmaceutica, unde cea mai mare parte a produselor farmaceutice pe care Republica Moldova le exportă, de fapt, sunt produse reexportate. Le-am importat dintr-o țară și le exportăm mai departe în altă țară.
Noi am avut o creștere semnificativă atât a exporturilor, dar și are exportul în anul 2011. Apropo, am spus că noi avem 2 ani în istorie când am avut o creștere semnificativă. Unul a fost 2011 și atunci, în 2011, creșterea a fost cauzată de 2 factori. S-au pornit zonele economice libere și au crescut industria automotive și a crescut puternic producția agricolă. Am avut un an foarte bun. Automotivele și producția agricolă ne-au dat mai mult de jumătate din toată creșterea. A doilea minune, dacă să spunem așa, a fost în anul 2021. Dar dacă ne uităm atent, producția noastră reală, anul trecut am exportat de 2,4 miliarde de dolari, restul 700 de milioane au fost reexporturi, iar în acest an creșterea este cu mult mai modestă. Noi anticipăm că reexporturile sunt undeva la nivel de 1,6 miliarde de dolari. Creșterea atât de mare este determinată în special de reexporturile mărfurilor din și înspre Ucraina și din acest motiv exporturile noastre a mărfurilor locale este de doar 2,7 miliarde de dolari sau în creștere cu 12,4%. Ținând cont că prețul a crescut în mediu la produsele exportate cu 11%, noi de fapt avem o creștere a exporturilor producției noastre de circa 1%. Deci anul 2022, pe lângă cifrele fantastic de mari privind exporturile de mărfuri, în realitate, dacă curățăm de toți factorii creșterea prețurilor, dacă curățăm de toți ceilalți factori, noi avem un procent de creștere a exporturilor în croniță când anul trecut producția, în 2021, producția agricolă a înregistrat o creștere excepțională de 50%. De fapt, noi producția agricolă în 2022, în prima jumătate a anului, ne-a permis să compensăm din situația proastă care se întâmplă în a doua jumătate a anului. Deci e recomandarea mea pentru autorități acum când elaborează politicile Republicii Moldova să se focuseze pe dinamica trimestrială, să curăță de tot ce înseamnă exporturile spre și din Ucraina, tot ce înseamnă creșterea de prețuri și să observe că, de fapt, economia Republicii Moldova se află în prezent într-o situație destul de complicată și noi suntem într-o situație nu prea bună. Și ultima două ilustrații pe care vreau să le arăt și cu asta vom finaliza pe astăzi, exemplu clar legat de faptul că noi avem reexporturi care nu ne sunt specifici nou, este exportul de produse petroliere. Republica Moldova în fiecare an, da, exporta produse petroliere la nivel de vreo 10 milioane de dolari. Deci anumite mărfuri, produse petroliere cumpărate din România, erau vândute în Ucraina în volume de 10 milioane de dolari, ceea ce este nimic. Nu s-a întâmplat nimic nici în primul trimestru, în schimb avem o creștere pur și simplu de 20 de ori a exporturilor în trimestru 2, 3 și 4 și noi în acest an finalizăm anul cu exportul de produs petroliere de 540 de milioane de dolari. Noi fără să vrem ne-am transformat în țară petrolieră și toată lumea înțelege că asta nu are absolut nimic cu economia Republicii Moldova. Nu are sens să includem aceste bunuri în tot ce înseamnă comerțul nostru din simplu motiv că nu ne reprezintă chiar nici sub o formă. Și lucrul acesta că exporturile, ceea ce avem noi în prezent, nu reprezintă absolut nimic dacă nu înțelegem detalii. Dacă ne uităm din ce țări cel mai mult au crescut exportul moldovenești. Două țări, România și Ucraina, dețin 80% din creșterea exportului. De ce se întâmplă acest lucru? Mărfurile cumpărate din Ucraina se duc în România, mărfurile cumpărate din România se duc în Ucraina. Tot ce suntem, noi suntem o țară de tranzit. În concluzie, anul 2022, la capitolul comerțul extern, cu toate cifrele fenomenal de mare, în prezent, totuși, el indică mai mult o alarmă decât ceva bine. Războiul din Ucraina, care a animat cumva comerțul nostru extern, creșterea puternică a prețurilor care s-a manifestat în comerțul nostru extern, nu trebuie să ne aducă în eroare și, de fapt, trebuie să constatăm că noi suntem mai departe vulnerabili de condițiile climatice și după cum am vorbit și ediția precedentă. Avem ploaie, avem producție agricolă. Nu avem ploaie, nu avem producție agricolă. Astăzi voi continua mesajul, voi spune avem ploaie, avem exporturi. Nu avem ploaie, nu avem exporturi. Deci noi suntem, comerțul nostru extern este foarte vulnerabil la producția vegetală agricolă. El influențează foarte mult creșterea, descreșterea. 2021 fiind un an bun, ne-a dat
cifre bune în prima jumătate, iar în a doua jumătate avem niște semnale foarte alarmante. Comerțul nostru, din păcate, transmite niște semnale clare că ceea ce se întâmplă economia nu este prea bun. Care este concluzia? Fără niște politici clare de încurajare și creștere a sectoarelor orientate la export, exportul nostru de la sine nu vor crește. Iar 2022, pe departe, nu trebuie să fie privit ca un an pozitiv, mai degrabă este un an îngrijorător, un an care trebuie să ne învețe, să luăm decizii corecte, într-așa o manieră ca comerțul nostru extern să fie o reflecție a situației de economie, o reflecție pozitivă. În prezent, comerțul nostru extern pur și simplu ne arată cu lux de amănunte că situația noastră în economie este una destul de complicată și aceasta se manifestă prin faptul că, practic, creșterea reală a exportului moldovenești în anul 2021 este egală cu zero. Până atât astăzi și ne revedem data viitoare.